Început de an agricol greu pentru agricultorii olteni, ploaia, dar și temperaturile potrivite lunii februarie au compromis serios culturile de toamnă. Rapița și grâul cultivate în timp optim în toamnă sunt în unele zone din județ sub apă. Specialiștii în agricultură spun că omizitatea din sol a depășit cu mult cotele normale, ceea ce duce inevitabil la putrezirea rădăcinilor plantelor. Din cele câteva zeci de mii de hectare cultivate în toamnă, peste 10% sunt afectate de condițiile meteo nefavorabile. Rapița, într-adevăr, a fost a, a, bine intrată în iarnă și semănată la timp, e, mai ales că e ceva rapiță și pentru înverzire, deci nu asta ar fi problema. Grâu e semănat un picuț cam târziu, fiindcă octombrie a fost, deci nu tot grâu e realizat în acea epocă optimă, fiindcă a fost perioada în octombrie când a plouat foarte mult și e semănat destul de mult în noiembrie dar a fost iarna blândă, blajină și generoasă cu noi, vă repet, dar acum ar trebui ceva căldură, fiindcă e apă suficientă și ar trebui să înceapă să încălzească, ar trebui să fie 7, 8, 9 grade în sol. Nici pomii fructiferi n-au scăpat ușor de capriciile vremii. După un februarie neobișnuit de cald, caisul și piersicul au înflorit mult prea devreme, iar bruma căzută zilele trecute a afectat serios florile. Specialiștii spun că putem asista anul acesta la scăderea radicală a producției de fructe. Nici cultura de legume nu stă ceva mai bine. Dacă în anii trecuți la această dată erau câteva zeci de hectare cultivate cu legume, acum sunt extrem de rare cazurile de legume în câmp. Săptămâna trecută au fost câteva nopți cu brumă, destul de delicat pentru pomi. Erau zarzărul, caisul și cu cu floare, nu prunul, nu mărul, dar mă rog, să vedem ce, ce se întâmplă, dar au fost sigur afectați. A început să, să, să declanșeze un început de campanie de primăvară legume în câmp varză, în special, apoi în solarii și se a, ieșise și un pic la mazăre, o văz orzoaică de primăvară, unii mai harnici și mai curajoși și un pic au băgat chiar și floarea soarelui undeva spre sud. Umiditatea mult peste limite din sol îi ține pe loc pe agricultori și în ceea ce privește culturile de primăvară. În unele zone ale județului s-a încercat înființarea culturilor de floarea soarelui, însă deocamdată nu s-a reușit acest lucru și porumbul s-ar putea să aibă de suferit. Dacă cel târziu până la finele lunii aprilie nu este însămânțat, porumbul pierde startul, iar producția scade considerabil.